Orașele din întreaga lume devin tot mai sufocate de mașini, ceea ce cauzează un nivel ridicat de poluare. Și dacă în metropole abia în ultimii ani se implementează inițiative prietenoase cu mediul, în detrimentul automobilelor, sunt localități unde mașinile nu au acces de zeci de ani. Un exemplu este Mackinac Island, un reper de vacanță preferat de turiștii din întreaga lume. Pe insula unde rege e calul, automobilele nu au mai circulat de 100 de ani. Ce-i drept, puteți încerca, doar că riscați să ajungeți după gratii. Unicele mijloace de transport admise în trafic sunt autospecialele. În Zermatt, un mic sat elvețian situat în Munții Alpi, circulația automobilelor pe bază de combustibil a fost interzisă încă în 1946. În Zermatt se poate ajunge cu trenul, iar prin localitate se circulă doar cu mici autobuze ecologice sau cu trăsura. Cel mai îndrăgit și cunoscut obiectiv turistic de aici este muntele Matterhorn. La Cumbresita este o localitate din Argentina în care circulația automobilelor este total interzisă încă din 1996. Cătunul, aflat la o altitudine de 1450 de metri deasupra nivelului mării, pune accent pe turismul ecologic. Cascadele, pădurile de conifere și foioase, drumurile cu pietriș și arhitectura alpină, toate sunt într-o armonie perfectă cu ritmul calm de viață, dar mai ales cu aerul montan. Și în Africa sunt asemenea localități. În Lamu, cel mai vechi oraș locuit continuu din Kenya, locuitorii și turiștii se deplasează doar cu ajutorul măgărușilor, a bicicletei sau pe jos. Circulația mașinilor aici este împiedicată de străzile înguste. Pentru a putea admira arhitectura antică din piatră de coral și cherestea din Lamu, puteți ajunge acolo doar cu barca sau cu avioane de mici dimensiuni. Apropo, orașul se regăsește pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, încă din 2001. Faisal Bali este considerată capitala culturală a Marocului. Întâi de toate, monumentele și siturile istorice din acest oraș medieval cu o intrare impunătoare și bogat ornamentată ne duce cu gândul la perioada în care automobilul nici nu fusese inventat. Labirintul, format din cele peste 9000 de alei pietruite, este mult prea îngust pentru circulația mașinilor, dar și prea aglomerat pentru alte mijloace de transport. Așa că aici domnește doar traficul pietonal. Din acest motiv, localitatea a devenit cea mai mare zonă urbană fără mașini din lume.